Pues. Pues. Mulțumesc, dragi, bună seara. Mulțumesc, dragi, bună seara. Uite că am ajuns în satul Cotelea. Coteala. Coteala, așa? Da. Hai cu tot. Mulțumesc, dragi, bună seara. Uite că am ajuns în satul Coteala, raionul Briceni. E filmat magazinul, păsările mele. Iar ai magazinul noi. Chiar noi. Dar dacă le iau cele scumpe de sudle. Da, oamenii mei dragi, bună seara, uite că am ajuns din nou în... De fapt, noi am fost anul trecut aici, de două ori deja. În satul Coteala, raionul Briceni. Ultimul sat de pe harta Moldovei care există, care poate și cel mai departe, cel mai departe punct. 4 ore jumate pe la Chișinău și înapoi, iar 4 jumate. Bă, departe tare. Ia că mergem 5 minute și ajungi la Criva, Vama Criva, cine cunoaște, treci frontiera în parție la ucraineni. Domnul Gurmuzache Sergei, cu aniversare 38 de ani, astăzi o vârstă foarte, foarte frumoasă. Uite care e un mic cadou din partea cui, din partea finuților, din partea doamnei Inga și din partea domnului Simeon. Pentru cei mai scumpi noși, să vedem reacția, haide. Pa. Bună seara! Bună seara, oameni dragi! O cunoști de oaspeți. Bună seara la Briceni, bună seara la Coteala. Vine voi de gospodar, oameni. Domnul Sergei. Domnul Sergei, bună seara. Mai venit și nu știi la cine ai venit. Nu, dar știi la cine. El a vrut să-l fie așa. Domnul Sergei. Domnul Sergei. Bună seara, că sunt dumneavoastră. Uite că aveți un mic cadou din partea cui crezi poate. Nu știu, din parte. De la cine? Plus minus, și ce să facă așa șmecherie? Hai și țară, spune. Dar pe moane-i fost. Nu, dar cine că crezi plus minus care îți sunt dragi și care nu uită de lumea? Spune-mi pe rând care e aia mai aproape și eu îți spun să te oprești. Dar și nu Simeon? Eu dat-o găsit. Meritați toate aplauzele de și de pe loc. Simeon, el cum a ne aude, ne vede, nu pot tot să vii și el acasă să-ți dă eu îmbrășare caldă, o mână caldă. El acum ne vede doar pe un intermediu online, ne vede pe cele ecrane. Noi împreună cu el vă dorim mult sănătate, fericire, bucurie și v-ați pus în plan să se împlinească și ca cât mai curând să vă dați o mână caldă. Asta pentru dumneavoastră un tort de partea finilor, un cărnicioc și o măchizățor pentru nănășică, unii. Așa că vreți mi-o atunci. Asta pentru cea mai scumpă nașă din lume, din partea noastră. Meritați toate, doamne! Astăzi este ziua mea, an de an am fost așa toți. Prietenii mi știu că sunt vesel și am să fiu. Anii vieți am adunat într-un sac, e mărâncat și pe apreului am dat drumul în sacul lui. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Ai cu mine și-o petrece toată noaptea până zor. Dacă te nărnășele să se rupă curțile, noi m-am chemat la o zi mare în Coteala la petrecere. Am plecat de jos cu multe griji și nevoie. Am plecat de jos, am trecut prin vânci ploi viața asta. M-a călit, știu să pierd și să câștig, vai nu ne vai. Am plecat de jos, cu multe griji și nevoie. Am plecat de jos, am trecut prin vânci ploi viața asta. M-a călit, știu să pierd și să câștig, vai nu ne vai. Dar viața mea n-a fost numai cu soare. Să ajung cineva cu un cășet, o să o doresc.
strada soare lumevai. Mi-amintesc mereu de copilăria mea, că am muncit din greu ca să ajung cineva cu o creșe. Fus o doare, mi-am adus pe strada soare lumevai. Dor noștri, dar nu mă plâng, e foarte. E fac ce pot pentru cei dragi, rămâș un cost de carte. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni. Am și haine și un lecaș și nu-mi lipsesc nici banii. Am învățat să mă descurc și aici printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. Dar eu mai cred, încă mai cred, speranța nu mă lasă. Hai toți împreună! Știm că odată într-o zi vom reveni acasă. Că va fi un cestin și drumurile bune, ca mine mi-a bun venit, din suflet te va spune. Iar nașii mei bun venit, din suflet te va spune. Eu sper că voi nu m-ați uitat nici din drumurile grele. Scurtă de tot, viața mi este. Uite pe drum, trece frumos, fata-ți copie. Da, uite un băiat, oare și-a prins la pălărie. Care știu când noi, uite un prag, râdea-n prag. Haide-i străbanul, da, uite un moș, taci-n băiat, alb ca troianul. Mulțumesc frumos pentru această surpriză, dar la băie.
băieți cânte, când ce mai vezi, că nu chiar așa de jale. Aici se solicitate de dânsă. Da, sunt niște cânti care spun adevărul, situația în care e țara noastră acum, dar noi ne stăruim și mai vesel și mai pozitiv și a să mergem spre bine. Tot o să fie bine.